Bună ziua, stimați colegi, stimați participanți la acest eveniment online. Numele meu este Adrian Lupșoru, sunt director executiv la Centrul Analitic Independent Expert Group. Vă salut la această masă rotundă cu un titlu destul de sugestiv. Banul urmează cetățeanul sau partidul, fondurile publice între clientelism politic și alocări conform necesităților. Este un eveniment organizat prin efort comun dintre Expert Group și Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cadrul proiectului Informează, abilitează și acționează societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova, sau pe scurt bugetul meu.md. Este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația CAS și implementat de către Expert Group, IPRE și Institutul pentru deci Centrul de Studii Est Europene din Lituania. Bine, deci astăzi discutăm clientelismul politic. Este un fenomen nu nou pentru Republica Moldova. Despre alocările fondurilor publice pe criterii politice se discută practic permanent, și aceste discuții prin turații în ajunul unor evenimente politice sau alegeri, fie la nivel central, fie la nivel local. Însă astăzi noi vom prezenta probabil prima dată pentru Republica Moldova un studiu care va oferi o viziune cuprinzătoare asupra fenomenului clientelismului politic, deoarece studiul, veți vedea, deja colegii vor prezenta în detaliu, dar o valoare adăugată esențială a studiului este că se analizează fluxurile financiare de la nivel central la autoritățile publice locale, practic pe toate canalele disponibile. Fondul rutier, fondurile ecologice, transferurile pentru investiții capitale și așa mai departe. Experții, la fel, au și cuantificat acest fenomen, deci se oferă și un rating al nivelului de clientelism politic pentru fiecare din aceste fluxuri. Deci vreau să accentuez faptul că este un studiu bazat pe date, bazat pe un exercițiu analitic destul de aprofundat și intens de către echipele Expert Group și IPRE. Și, de fapt, studiul vine într-un context și politic destul de relevant pentru a discuta acest fenomen, mai ales că în ultimii ani acest fenomen cumva este o percepție că a prins turații. Avem pe de-o parte și migrația fără precedent a primarilor dintr-un partid în altul, care a început practic din 2015. Avem și pe de altă parte și creșterea nivelului de centralizare a finanțelor publice și scăderea autonomiei financiare, fapt relevat de către un studiu Expert Group publicat anul trecut. Și avem și problema capacităților limitate autorităților publice locale, care iată că expun primarii la diverse potențiale presiuni, influențe cu putentă politică exercitată prin intermediul acestor fluxuri financiare de la nivel central la nivel local. Noi, iată că vom veni cu o abordare analitică acestui fenomen, evident cu recomandări de politici, și la fel, în cadrul evenimentului, sunt bucuros să prezint o componență destul de interesantă și reprezentativă. Din partea Ministerului Finanțelor va veni cu un cuvânt de salut doamna Tatiana Ivanichkina, care este secretar de stat la Ministerul Finanțelor, domnul Viorel Furdui, care este director executiv la
asociație, la Congresul Autorităților Locale din Moldova, practic este vocea a autorităților publice locale din Republica Moldova și vrem să vedem și opinia dumnealui. Experții din partea Expert Group Dumitru Pântea, care va prezenta, și Iulian Rusu din partea IPRIN, care vor prezenta împreună principalele concluzii, după care vom avea sesiune de dezbateri, întrebări, la care vor participa și reprezentanții autorităților publice locale. Îl avem aici pe primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandeș, din partea Curții de Conturi, domnul Andrei Munteanu, și cred că se vor conecta mai mulți reprezentanți autorităților publice locale și centrale pentru a participa la discuții. Fără a lua prea mult timp din partea introductivă, aș vrea să ofer cuvânt doamnei Tatiana Ivanichkina pentru a oferi careva remarci introductive vis-a-vis de acest subiect al evenimentul de astăzi. Doamna Ivanichkina, vă rog. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru posibilitatea participării la acest eveniment. Eu aș dori să menționez că subiectul transparenței alocării mijloacelor bugetare către beneficiarii finali este unul important și actual. Și cu cât va fi discutat mai frecvent, cu atât presiunea asupra autorităților publice de conștientizare a necesității publicării și diseminării informației va fi mai mare. În acest sens, discutăm activ în cadrul Ministerului Finanțelor privind extinderea numărului de anexe la proiectul legii anuale a bugetului de stat, care va include și o informație exhaustivă privind beneficiarii de proiecte finanțate din fondurile bugetului de stat. Scopul acestei intenții este de a informa pe larg atât membrii Parlamentului, cât și societatea la etapa de aprobare a legii bugetului de stat. Și sperăm pentru proiectul pentru anul 2021 să ne reușească acest lucru. Totodată aș dori să evidențiez o tendință recentă, și anume faptul că în ultimii ani posibilitățile de a beneficia de suport direct din partea donatorilor externi de către autoritățile publice locale au crescut considerabil. Cel mai mare donator, după cum știm, este Comisia Europeană, cât și țările membre ale Uniunii Europene. Și în acest sens ar trebui să ne consolidăm eforturile pentru oferirea asistenței necesare autorităților publice locale pentru îmbunătățirea capacităților de aplicare la aceste proiecte externe, inclusiv într-o gestionare sustenabilă a resurselor recepționate. Sursele externe, după cum știm, depășesc cu mult posibilitățile bugetului de stat, iar aplicarea la proiecte va reduce și din dependența autorităților publice locale față de transferurile din fondurile bugetului de stat. Și în final aș dori să reiterez că sporirea transparenței alocării fondurilor bugetare este un obiectiv primordial spre care ar trebui să tindă guvernul, dar totodată nu ar trebui să ne limităm doar la acest aspect, dar să oferim autorităților publice locale tot suportul necesar pentru aplicare directă la surse externe nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii și a unui mediu social economic propice. Mulțumim mult, doamna Ivanichkina. Noi apreciem această poziție a Ministerului Finanțelor, în special prioritatea de a spori transparența și nivelul de participare în procesul bugetar la nivel local, pentru că aceasta într-adevăr este o cea mai sigură metodă de a imuniza apeleurile față de eventuale față de acest fenomen al clientelismului politic. Și noi apreciem și suportul dumneavoastră, personal și a Ministerului Finanțelor, în promovarea transparenței și participării bugetare. Ori acesta este și obiectivul de bază al proiectului Bugetul meu, în cadrul căruia cred că avem o colaborare destul de bună. Cu opinie, un cuvânt de salut și o poziție din partea autorităților publice locale, aș dori să invit domnul Viorel Furdui din partea CALM,
Domnul Furtui, vă rog. Porniți, vă rog, microfonul. Da, scuzați. Deci, în primul rând, permiteți să vă salut din numele Congresului Autorităților Locale. Vreau din start să menționez importanța deosebită a acestei teme pentru autorități locale în mod special. Ați menționat foarte corect, subiectul acesta a fost abordat și este abordat sistematic. Au existat mai multe studii care demonstrează faptul că aici cu toți împreună avem de lucru și că situația poate fi îmbunătățită. Ceea ce în mod special aș vrea să menționez este impactul total negativ al acestei politizări a modului de repartizare a fondurilor, anume asupra faptului că se distorsionează prin situația care există însăși ideea capacității autorităților locale de a accesa fondurile, deoarece atunci când se folosește excesiv elementul de politizare, clar lucru, aici nu prea este loc pentru competiție corectă, nu există mari semne de privind eficiența și alte aspecte negative. De asemenea, aș vrea să atrag atenție asupra faptului că pentru a atrage fondurile, cu adevărat, o sursă principală este cea externă, dar nu trebuie să neglijăm și faptul că pe plan intern trebuie realizate o serie de măsuri pentru a oferi această posibilitate autorităților locale. Și ce vreau să vă spun că probabil una din consecințele una din cauzele acestei politizări excesive în ceea ce privește distribuirea fondurilor reprezintă sistemul nostru excesiv decentralizat în practic în toate sferele și mai ales în ceea ce privește finanțele publice locale și modul de distribuire a fondurilor. Ați menționat absolut corect că noi în ultimii ani suntem chiar martorii unei centralizări accentuate. Pe de o parte, noi zicem că nu avem încredere în administrația publică locală, că nu au capacități. Pe de altă parte, noi vedem că, și mai mult ca trebuie să spun că nu prea sunt resurse, pe de altă parte, noi vedem că sunt diverse programe la nivel național, care iarăși sunt oferite autorităților locale, dar într-un mod așa mai special și mă refer iarăși la programele acestea de drumuri bune, alte programe care au fost analizate și în prezentul studiu. Deci, pe timp sunt absolut necesare niște schimbări de abordare, deoarece este nevoie de avansat, în opinia noastră, pe domeniul descentralizării financiare, pentru că una din problemele mari în ceea ce privește fondurile este coparticiparea, cofinanțarea care trebuie să fie oferită din partea autorităților locale. Și asta se referă nu numai la fondurile care vin din exterior, dar și la fondurile pe interior. Noi știm foarte bine că chiar practic majoritatea fondurilor care le accesează autorități locale pe interior necesită cofinanțare, dar aici este mare problemă cu tot ce înseamnă venituri proprii a bugetelor locale și dacă noi nu avansăm pe direct aceasta, iarăși lăsăm spațiu foarte mare pentru continuarea practicii de cerșire, de politizare și alte fenomene negative. Chiar recent am fost martorul, fiind membru a comisiei în cadrul AIPA, știți, este o nouă oportunitate de finanțare pentru autoritățile locale și vreau să atrag atenție că în special pentru mediul rural, și vreau să atrag atenție că totuși trebuie să menționăm că anume faptul că această problemă este abordată și trebuie, urmează să fie abordată, eu cred că își are un impact pozitiv și am observat, cel puțin din punctul meu de vedere, noi avem anumite progrese atunci când
dată vorbim despre acest fond, mi s-a creat impresia că aici noi avem un anumit progres. Deci, încă o dată, vreau să salut această inițiativă, apreciem foarte mult, am reușit să fac cunoștință cu acest studiu și sunt sigur că acest studiu și concluziile, dar și anumite recomandări, ele pot fi luate ca bază pentru a convinge autoritățile statului de a introduce în toate politicile statului ce vizează gestionarea fondurilor, deci schimbările necesare pentru ca să diminuăm această influență politică, să creștem capacitatea autorităților locale de a accesa fonduri și tot aceasta iarăși în interesul dezvoltării eficiente a localităților urbani și rurale din Republica Moldova. Încă o dată felicitări și succes în cadrul acestei conferințe. Mulțumim mult, domnule Furdui. Apreciem poziția dumneavoastră și, în general, la fel colaborarea în cadrul proiectului nostru. Stimați colegi, cred că cu toții suntem curioși să aflăm concluziile principale ale acestui studiu, de aceea ofer cuvânt colegilor de la Expert Group și IPRE pentru a oferi o prezentare. Aveți 15 minute la dispoziție pentru a prezenta principalele concluzii. Aș dori să-l introduc și pe colegul meu de la Expert Group, Dumitru Budeanski, care va modera acest panel de discuții pe marginea studiului și, în general, pe marginea fenomenului clientelismului politic. Stimați colegi, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua! Înainte de a da cuvântul colegilor mei pentru a prezenta rezultatele studiului, eu aș dori doar să punctez câteva chestiuni la care să fim atenți când va fi prezentat studiul. Studiul, de fapt, vine cu constatări privind amploarea acestui fenomen a clientelismului politic, dă o apreciere cantitativă. De asemenea, prezintă careva recomandări, însă este important și faptul că el cumva vine să explice și această noțiune a fenomenului clientelism, fiindcă este un fenomen destul de larg și atunci când discutăm despre el, e bine să înțelegem destul de exact ce se ascunde în spatele acestei sintagme, clientelismul politic. Deci, aici o parte din antivorbitori au menționat că clientelismul politic este, de fapt, un fenomen dăunător, care are impact asupra eficienței, inechității, de asemenea, și creează un mediu vicios pentru competiția politică. Deci, eu vă rog să ascultăm pe colegii mei, Dumitru Pântea și Iulian Iulian Rusu de la IPRE, care vor prezenta principalele aspecte ale acestui studiu și după aceea vom trece la discuții pe marginea acestui subiect. Da, bună ziua la toată lumea, eu mă numesc Dumitru Pântea și sunt de la Expert Group și sunt unul din autorii studiului pe care urmează să-l prezentăm. Studiul se numește Clientelismul politic în gestionarea fondurilor publice, banul urmează cetățeanul sau partidul. Eu am să încep prin a prezenta câteva repere metodologice, deoarece studiul are niște particularități specifice. Acesta a îmbinat o serie de aspecte cantitative și calitative în determinarea prezenței și a nivelului de clientelism politic pe anumite instrumente. Analiza s-a bazat pe examinarea modului în care au fost alocate resursele financiare publice către APL-urilor de nivel 1,
pe perioada anilor 2018 și 2019. Au fost selectate următoarele instrumente de transfer numite în continuare fonduri. Este vorba despre transferurile de la bugetul de stat în baza propunerilor înaintate de către deputați, fondul rutier și programul Drumuri Bune, Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Fondul Național de Dezvoltare Regională și Fondul de Eficiență Energetică. De asemenea, a fost evaluată și prezența cărorva indici de clientelism în cadrul fondurilor de urgență ale guvernului. Toate aceste rezultate nu sunt incluse în indicele generale, deoarece fondurile de urgență au cumva o metodologie aparte de redirecționare a resurselor. Tot. De asemenea, identificarea clientelismului politic s-a realizat prin prisma mai multor aspecte. Avem 5 criterii de bază, în baza cărora am încercat să identificăm clientelismul. Aici este vorba despre suma totală alocată tuturor primăriilor afiliate unui partid, numărul de primării ce au beneficiat de alocări în dependență de afilierea politică a primarilor, suma medie alocată per primărie în dependență de afilierea politică a primarului, numărul persoanelor ce trăiesc în primăriile ce au beneficiat de alocări în funcție de afilierea politică și suma per locuitor alocată primăriilor în dependență de afilierea politică. Aici trebuie să menționez că evaluarea cantitativă s-a bazat pe date publice care le-am cules de pe site-ul instituțiilor care administrează aceste fonduri. De asemenea, pentru unele fonduri, cum ar fi fondul de investiții sociale sau fondul de eficiență energetică, am avut o colaborare cu autoritățile ce administrează aceste fonduri și pe această cale țin să mulțumesc pentru deschiderea care au manifestat în oferirea datelor pe care nu le-am putut identifica de pe site. Un alt aspect care trebuie să-l menționez aici este vorba de afilierea politică a primarilor, care practic stă la baza tuturor criteriilor de identificare a clientelismului politic. Și evident, aici nu ne-am bazat pe rezultatele alegerilor din anul 2015 și am încercat să identificăm traseul tuturor primarilor din acel moment până în anul 2018 și anul 2019. Toții conștientizăm și deja s-a menționat despre migrația politică a primarilor, fenomen care s-a intensificat într-un mod nemaivăzut în perioada ultimului mandat, și anume în perioada 2015-2019. Rezultatele noastre, dar și altor studii pe care le-am luat în calcul, au scos în evidență că din cei 898 de primari aleși, cel puțin 471 și-au schimbat afilierea politică pe parcursul mandatului, unii chiar și de 3 ori. Spre exemplu, numărul primarilor afiliați Partidului Democrat a crescut de la 302 în momentul alegerilor, în rezultatul alegerilor din 2015, până la circa 543 în perioada scrutinului electoral din februarie 2019. Pentru o viziune generală am prezentat o figură dintr-un studiu elaborat de către ADEP, în care putem vedea practic cum ponderea primarilor afiliați Partidului Democrat a crescut în 2019 în comparație cu anul 2015. De asemenea, pentru anul 2018 am considerat ca partide care s-au aflat la guvernare, Partidul Democrat împreună cu Partidul Popular European din Moldova, iar pentru anul 2019 doar Partidul Democrat. Scopul și rezultatul de bază al studiului constă în calcularea indicilor clientelismului politic pe fiecare fond în parte, dar și la nivel agregat. Deci un indice care include rezultatele pentru toate fondurile și comparația acestuia între mai mulți ani. Indicele practic arată de câte ori este mai mare alocarea de care poate beneficia un locuitor dintr-o localitate unde primăria este afiliată guvernării, în raport cu o persoană care locuiește într-o localitate unde primăria nu este afiliată guvernării. Acesta poate avea valori mai mici ca 1, în acest caz sunt favorizate primăriile care nu sunt afiliate guvernării, poate fi egal cu 1 sau aproximativ egal cu 1, respectiv este vorba de absența clientelismului politic, și valori mai mari ca 1.
care rezultă în existența unui nivel de un anumit nivel de clientelism politic. În continuare, eu o să-i dau cuvânt colegului meu de la IPRE, care va merge prin noțiunea de clientelism politic și deja va prezenta și primele fonduri și concluziile pe acestea. Iulian, te rog. Mulțumesc, Dumitru. Să mă prezint la bun început. Îmi spune Iulian Rusu, sunt director executiv adjunct la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Și am să continui prezentarea. Un aspect important pe care l-am analizat de la bun început a fost însăși noțiunea de clientelism politic. Am consultat mai multă literatură în acest domeniu și până la urmă, în sensul studiului nostru, am definit clientelismul politic ca complexul de relații între persoane unite prin interes din cadrul unui partid și prin relații personale ale membrilor de partid cu scopul de a obține beneficii de ordin financiar personale și de partid prin favoruri cu evitarea normelor legale sau chiar cu încălcarea lor, inclusiv cele ce țin de evitarea reglementărilor pe conflictul de interese, a reglementărilor ce țin de achiziții publice, utilizarea resurselor publice, inclusiv a celor financiare. Deci, printre formele răspândite pe care le-am identificat de clientelism politic, care se manifestă prin acțiuni concrete, țin achizițiile publice trucate, relațiile de rudenie sau alte legături emoționale sau bazate pe interes financiar în contractele cu autoritățile publice, conflictul de interes în procesul de luare a deciziilor, în special cele ce țin de gestionarea patrimoniului public și al resurselor financiare publice, și numirea în funcții publice, care nu întotdeauna este evident legătura între, între decizia luată și relațiile pe care le are subiectul care a luat decizia și persoana care a fost promovată. Aceste legături nu întotdeauna sunt suficient de strânse pentru ca să o poți considera ca o încălcare în sensul legii penale sau contravenționale. În sensul studiului nostru, noi ne-am concentrat pe a treia formă răspândită care ține de procesul de luare a deciziilor în gestionarea patrimoniului public și noi vorbim în special despre resursele financiare publice. Alte aspecte de clientelism politic de asemenea sunt relevante și de asemenea trebuie să prevenite, dar și sancționate corespunzător. Studiul nostru se concentrează iată pe această a treia formă pe care tocmai am prezentat. Dumitru, următorul slide, te rog. Am să trec acum nemijlocit la prezentarea datelor noastre și constatărilor pe care le avem pe diferite surse publice, pe care le-am numit convențional fonduri. În fața dumneavoastră aveți analizele cantitative pe transferurile pentru investiții capitale de la bugetul de stat la bugetele autorităților publice locale din nivelul 1. Astfel, după cum observați, avem în jur de 117 milioane lei stabilite în legea bugetului pentru 2018 și 204 milioane lei în 2019. Iar resursele au fost distribuite în așa fel încât, după cum observați și în primul an și în al doilea an de analiză, o sumă importantă care trece de 75 de milioane în 2018 și 115 milioane în anul 2019 au fost oferite autorităților publice locale din nivelul 1 care sunt afiliate guvernării. Ce am observat, ce este specific pentru această procedură, este că proiectele de investiții capitale sunt aprobate netransparent. Și intervenția vine și prin intermediul propunerilor din partea deputaților prin amendamente la legea bugetului de stat. Aceste acțiuni se întâmplă atunci când are loc aprobarea și respectiv amendarea legii bugetului de stat, cel puțin de două ori pe an. Dacă analizăm domeniile de intervenție pe investiții capitale, observăm că alte fonduri, după cum le vom analiza mai jos,
de fapt au aceleași funcții și investițiile se petrec din diferite, din diferite surse, atât de la, prin intermediul transferurilor pentru investiții capitale, cât și nemijlocit prin intermediul instituțiilor publice sau autorităților administrative care gestionează fondurile speciale. La nivel de distribuție a beneficiilor din iată, aceste decizii luate în cadrul Parlamentului, dar și proiectul legii bugetului care a parvenit de anul la guvern, am observat că există o susținere semnificativă pentru primările afiliate PD. Deci în anul 2018 au fost 101 primării susținute și în anul 2019 535 de primării. Totodată am observat că în anumite, pentru anumite primării care nu au fost afiliate guvernării, în legea bugetului pentru anul 2019 am observat o creștere. Și noi constatăm că această acțiune, de fapt, a fost luată în context electoral pentru a crește popularitatea Partidului Democrat înainte de alegerile care s-au petrecut în februarie 2019. Indicele pe care l-am calculat în urma acestui exercițiu este de 2,04 pentru 2018 și de 1,84 pentru 2019. Deci noi planăm astfel între o formă de clientelism avansat și o formă moderată de clientelism ar fi diferențele între, deci la limita de între 1 și 2 și trecut de 2, ceea ce este destul de grav în contextul în care noi, pe de parte, avem fonduri utilizate și alocate netransparent și, pe de altă parte, observăm că, până la urmă, beneficiarii finali sunt cei legați de majoritatea parlamentară sau care sunt afiliați politic majoritatea parlamentară. Următorul fond pe care l-am analizat este Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Trebuie să menționez un specific al analizei acestui fond, datorită specificului fondului, că el se concentrează pe dezvoltare regională, multe proiecte s-au concentrat pe nivelul 2 de administrare. Și pentru ca noi să avem totuși o înțelegere nivelul 1 cum beneficiază de pe aceste fonduri, în cazul în care au fost proiecte care erau doar menționate că sunt de nivelul 2, am distribuit în mărimi egale către toate autoritățile publice locale de nivelul 1 din respectivul raion fondurile pentru proiectul nemijlocit finanțat prin FNDR. Și numărul de primării este destul de mare de beneficiari, peste 700 de primării, și avem fonduri destul de importante care sunt gestionate prin intermediul acestui fond. E vorba despre 200 respectiv 222 de milioane de lei pentru 2018 și 2019. Iarăși observăm o favorizare a primăriilor afiliate Partidului Democrat cu cote care trec de 62% din numărul total al primăriilor beneficiari. Am analizat, după cum am menționat Dumitru, și unii dintre indicatori fiind distribuția sau valoarea medie pe cap de locuitor. Și aici am observat o tendință interesantă că proiectele care au fost oferite pentru primăriile afiliate partidului politic, partidul nostru, valoarea medie a fost destul de importantă, la nivelul de 152 de lei pe cap de locuitor. Ca și în cazul transferurilor oferite prin legea bugetului pentru investiții capitale, indicele clientelismului este destul de ridicat și aici, el trece de nivelul 2, din 2 unități, atât în cazul anului 2018, cât și în cazul anului 2019. Constatările noastre sunt că, deși fondul este gestionat în bază la o procedură destul de detailată, există documentul unic de program, există Consiliul Național responsabil de dezvoltare regională, există propuneri care vin prin intermediul consiliilor regionale. Procedurile legate de gestionarea fondurilor acestui fond necesită a fi îmbunătățite. Aici vorbim și despre separarea funcțiilor de elaborare de politici publice și evaluarea lor de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
de funcție de administrare acestui fond. Deci până la momentul actual acesta este gestionat de către minister și asta ar fi și o problemă de conflict de interese. Pe de-o parte elaborarea de politici, pe de-altă parte implementarea lor. Am analizat și tendințele de clientelism politic și din fondul de investiții sociale din Moldova. Avem aici, în primul rând, un element care nu se regăsește în sursele analizate anterior, este vorba despre elementul de cofinanțare. Deci, în acești 2 ani, Fondul de Investiții Sociale din Moldova a destinat 142 milioane lei, cu cofinanțare de 27,3 milioane lei. Ca și în celelalte fonduri, observăm o favorizare pentru Partidul Democrat, cu 64% din fonduri oferite către primăriile afiliate acestui partid. Cu toate acestea, sunt proiecte care sunt oferite și pentru unele partide de opoziție, cum ar fi PL, PCRM, Partidul Nostru, dar și pentru candidați independenți. Faptul că Fondul de Investiții Sociale dispune de un set de proceduri legate de apelurile de propuneri de proiecte, analiza propunerilor care vin din partea autorităților publice locale în nivelul întâi, existența cerinței de cofinanțare. Toți acești factori, dar și faptul că Fondul de Investiții Sociale din Moldova cooperează și implementează fonduri din surse externe, considerăm noi, a generat în final un indice a clientelismului politic care este mai mic. Ceea ce am calculat noi pentru anii 2018 și 2019 este un indice de 1,38. Deci totuși este o formă de avantajare ușoară a localităților care sunt afiliate politic Partidului Democrat. Considerăm că, iată, aceste elemente contribuie, de fapt, la o gestionare mai transparentă și echitabilă a fondurilor disponibile în bugetul de stat, dar și fonduri care sunt oferite de alte guverne sau organizații internaționale. Și astfel de practică trebuie în continuare îmbunătățită și promovată și pentru alte fonduri care există în Republica Moldova. Cea mai plăcută analiză din perspectiva indicelui clientelismului politic, din punctul nostru de vedere, ține de gestionarea resurselor de un fostul fond de eficiență energetică, în momentul actual gestionat de Agenția pentru Eficiență Energetică. Deși suma totală a proiectelor nu este mare, vorbim 40 de milioane de lei, totuși am calculat un indice al clientelismului politic care este aproape egal cu 1, ceea ce înseamnă că, de fapt, clientelism politic nu există. Și faptul că avem reguli clare de selecție a proiectelor în bază de performanță, există proceduri interne de selecție, există transparență în acest proces de selecție și, de asemenea, există și o cerință de cofinanțare pentru fondurile care sunt oferite de către agenție. Asta indică asupra faptului că, de fapt, fondurile cu astfel de instrumentare sunt cele mai binevenite și în cazul lor putem atinge performanță cu un nivel mult mai ridicat și cu o reducere semnificativă a presupunerilor sau suspiciunilor de clientelism politic în oferirea fondurilor publice. Eu mă opresc aici. Dumitru, ai cuvântul mai departe pentru a prezenta constatările pe celelalte fonduri. Da, mulțumesc, Iulian. Deci, eu voi continua prezentarea cu fondul rutier și programul Drumuri Bune. Practic, domeniul întreținerii și reabilitării drumurilor este unul din cel mai complex și cu cea mai mare acoperire financiară, dacă este să comparăm cu celelalte instrumente. Practic, din prima figură observăm că alocațiile pentru sectorul drumurilor ajung până la 5-6% în ponderea veniturilor la bugetul de stat sau în valori nominale chiar și până la 2 miliarde lei. Toate acestea, implementarea proiectelor se dovedește a fi problematică, în special a celor care sunt finanțate din resurse externe. În contextul reabilitării drumurilor, fondul rutier este principalul instrument de finanțare a lucrărilor în domeniu.
Totuși, în anul 2018 și 2019 și chiar și în anul 2020, pe lângă programul de alocare a mijloacelor financiare din fonduri TIER, a mai fost propus un alt program. Este vorba de programul de reabilitare a drumurilor și străzilor locale și comunale. În anul 2018, acest program, care a fost denumit de altfel programul Drumuri Bune, a avut alocări de circa 1,6 miliarde lei, iar ulterior, după rectificarea bugetului, s-au mai adăugat încă 360 milioane lei. Deci este vorba de o sumă finală de aproape 2 miliarde lei. În anul 2019, suma alocată inițial a fost și mai mare, de 1,7 miliarde, dar ulterior, după schimbarea guvernării, a urmat o rectificare semnificativă care a redus mai mult de jumătate din resursele alocate acestui program. Resursele alocate pentru programul Drumuri Bune au fost atât din fondul rutier cât și de la bugetul de stat. Lista drumurilor aprobate s-a realizat în baza unor criterii neclare. Practic, mijloacele financiare se alocă nu per primărie, dar per localitate. Au fost alocați bani pentru circa 1200 de localități, iar în același timp, circa alte 700 de localități nu le-au fost alocate niciun ban. Din 898 de primării, doar 703 au primit finanțare în 2018 și 855 în anul 2019. Din prima figură observăm că cele mai mari alocări per medii per primărie au fost direcționate către primarii afiliați partidului nostru și către candidații primari care sunt primari independenți, nu sunt afiliați politic. Aici una dintre concluzii ar fi că ținta a fost mai degrabă electoratul care ar fi putut reconsidera opțiunile de vot în contextul alegerilor parlamentare din februarie 2019. Deci, instrumentul programului Drumuri Bune a fost mai degrabă un instrument local și a ținut cont și de modul în care au fost formate circumscripțiile nominale care a stat la baza acelui scrutin. De asemenea, fenomenul clientelismului este destul de elocvent dacă analizăm suma medie pe cap de locuitor. Deci, de ce sumă de bani a beneficiat un locuitor care locuiește într-o localitate unde primarul este afiliat guvernării sau nu? Astfel observăm că în localitățile în care primarii sunt afiliați guvernării a revenit circa 808 lei pe cap de locuitor, de aproape două ori mai mult decât localitățile în care primarii nu sunt afiliați guvernării. În urmare acestor indici ai clientelismului și indicele final pe fondul, pe programul Drumul Bune, înregistrează o valoare de 2,3 în anul 2018 și de 2,6 în anul 2019. Și ultimul instrument care vrem să-l prezentăm este Fondul Ecologic Național, care de fapt este cel mai politizat instrument de transfer către autoritățile locale și în rezultat și indicele clientelismului este cel mai mare dintre toate fondurile prezentate până acum. Este vorba de 2,4 în anul 2018 și de 4,7 în anul 2019. Printre factorii ce determină prezența atât de înaltă a clientelismului politic este faptul că fondul ecologic este componenta bugetului de stat și este administrat direct de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Consiliul care se ocupă de administrarea acestui fond este reprezentat doar din persoane politice, este condus de Ministrul Agriculturii, iar din componență fac parte secretarul general al Guvernului, ministrul Economiei, reprezentant al Ministerului Finanțelor, respectiv doar aceste persoane pot decide cu care proiecte să fie finanțate și care nu. Drept rezultat, cel mai mult clientelismul se observă în cazul a doi indici. Este vorba de suma totală alocată în dependență de apartenența politică a primarilor și aici observăm că, spre exemplu, în anul 2018,
Partidele aflate la primăriile afiliate partidelor aflate la guvernare au beneficiat de 200 de milioane de lei, pe când celelalte doar de 100 de milioane de lei. De ce și indicele este de aproximativ de 2 între 4. Pe când în anul 2019 diferența a fost de mai bine de 3 ori. Și o altă formă prin care se observă clientelismul este numărul de primării ce au beneficiat de finanțare în dependență de apartenența politică a primarilor. Astfel, în 2018, din totalul primăriilor care au obținut finanțare de la Fondul Ecologic Național, 66 au fost primării afiliate guvernării, iar doar 41 au fost primării de cealaltă parte. Și în 2019 această discrepanță a crescut și mai mult, este vorba de 34 de primării primari afiliați guvernării și doar 12 primării cu primari neafiliați guvernării. Cam acestea ar fi concluziile pe fiecare fond în parte. Studiul la final prezintă un indice agregat al clientelismului politic pentru toate instrumentele prezentate. Rezultatele ne arată o valoare de 2,3 în anul 2018 și de 2,6 în anul 2019. Această creștere a indicelui a fost determinată de caracterul electoral al anului 2019 și de alegerile care au avut loc. De asemenea, în figura de mai jos putem observa contribuția fiecărui instrument la indicele final. Și după cum deja am menționat, Fondul Ecologic Național a fost instrumentul cu cea mai mare prezență a clientelismului politic, în timp ce Fondul Ecologic Național a fost instrumentul cu cea mai redus nivel de clientelism politic. Celelalte fonduri, conform metodologiei, înregistrează un nivel moderat de clientelism politic. Aceste fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat prezentării noastre. Vreau să menționez că mult mai multe informații le puteți găsi în studiu, inclusiv aspecte metodologice, care, iarăși repet, sunt foarte importante pentru a înțelege ideea pe care am avut-o noi atunci când am calculat nivelul clientelismului politic la nivel individual pe fonduri și la nivel global pe toate instrumentele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegi, pentru prezentare. Acum eu aș începe cu dacă cineva are întrebări pe prezentare. Este important, dacă sunt anumite întrebări de clarificare, ca să le punem cel puțin acum. Nu văd doritori sau persoane care să aibă întrebări. Eu aș vrea doar să corectez puțin ce a spus Dumitru la sfârșit. Instrumentul în care nu există aproape clientelism politic este Fondul de Eficiență Energetică. El mecanic a spus Fondul Ecologic Național. Și acum ar fi bine să discutăm câteva subiecte de principiu, să spunem așa. În primul rând, totuși, care ar fi cauzele? Iată, noi am discutat despre acest fenomen, avem cumva o înțelegere comună că acest fenomen nu este bun, el creează o mulțime de probleme legate în final și de eficiență, însă și de competiția politică și de echitate. Noi nu putem, sau poate putem, dacă cineva consideră, eu știu, dacă primarii se mișcă de la un partid la altul și așa mai departe, pot fi condamnați pentru asta sau nu, iată, asta ar fi de asemenea un subiect de discuție. Deci, dați în primul rând să vedem care ar fi cauzele de bază a acestui fenomen. Noi am văzut că una din cauze sunt modul diferit în care se gestionează fondurile, însă sunt și cauze probabil mai profunde, care la început ar fi bine să le scoatem în evidență.
După care ar fi bine să venim și cu careva idei sau propuneri privind abordarea. Cum am putea să diminuăm acest fenomen? Și aici, ca, eu știu, direcții de abordare, de diminuare a acestui fenomen, ar fi îmbunătățirea proceselor bugetare și administrative. De asemenea, ar fi modificarea culturii partidelor politice, o chestiune dificilă, însă ar putea fi ca o direcție, sporirea transparenței și responsabilității partidelor și a autorităților, deci chestiunea de participare și transparență. De asemenea, chestiune legată de sporirea obiectivului nostru de descentralizare, ca direcție generală, însă am putea veni și mai concret să spunem ce am putea exclude totuși din acele instrumente care au fost astăzi prezentate, să le excludem în general ca fenomen de transfer de fonduri de la bugetul de stat la bugetele locale, poate prin alte mecanisme sau prin ridicarea nivelului de finanțare a autorităților publice locale. Deci, aceasta fiind spus ca un cadru general așa de discuție, deci cauzele și abordările, aș vrea să dau în primul rând cuvânt domnului Munteanu de la Curtea de Conturi, care cumva are o chestiune mai sistemică pe țară, probabil acest fenomen, după care o să dăm cuvânt domnului Dandeș. Mulțumesc, domnule Budeanski, pentru faptul că m-ați invitat în această discuție. Mulțumesc tuturor pentru invitație, în primul rând, a Curții de Conturi ca instituție. Vreau să vă spun că, de fapt, noi privim tot problema care ține de utilizarea banului public, doar că prin altă prismă un pic decât cea la care ați făcut dumneavoastră referință. Dar vreau să vă spun că am citit cu atenție raportul pe care l-ați întocmit și am găsit acolo și câteva situații în care faceți referire și la constatările Curții de Conturi. Și aici eu vreau să vin cu câteva constatări, spun în discuție câteva idei pe care noi și probleme pe care noi le-am sesizat aflându-ne în misiuni de audit extern. Una din ultimele misiuni în care noi am fost și raportul care a fost aprobat ține de Fondul Național de Dezvoltare Regională. A fost o misiune complexă, o misiune de audit de performanță și care a fost raportată în luna noiembrie anul trecut. Vreau să vă zic că am auditat perioada 2016, primul semestru 2020, punând accent pe 61 de proiecte inițiate în cadrul acestui fond, din păcate finalizate doar 25. Și aici vreau să vă zic că, de fapt, proiectele care au fost finanțate din acest fond țin de diferite domenii. Ele, de fapt, pornesc de la infrastructură, suport în afaceri, atractivitate turistică, etc. Problemele pe care le-am sesizat noi în acest proces și poate că care ar avea tangență cu subiectul pe care dumneavoastră îl puneți în discuție, vreau să le enumăr și vreau să mă refer, de fapt, și la impactul acestor probleme asupra finalității acestor proiecte. De fapt, ele pornesc de la niște lucruri elementare, dar concluziile Curții de Conturi în general au fost că rezultatele scontate nu au fost atinse într-o bună parte a acestor proiecte. În cadrul elaborării proiectelor și prezentărilor spre aprobare, autoritățile nu au estimat cererile cetățenilor pentru serviciile prestate. Aici mă refer la sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare. La fel am constatat o pregătire nesatisfăcătoare a documentației de proiect. O problemă foarte mare ține de lipsa contribuției APL-urilor în cadrul acestor proiecte. Din păcate, am avut situații când ne-am ciocnit cu proiecte realizate, aici mă refer chiar la un proiect concret din care ținea de atractivitatea turistică, în care, deci, obiectivul, proiectul fiind realizat, necesita doar careva cheltuieli foarte și foarte mici
pentru întreținerea imobililor date și promovarea acestui obiectiv. La ce răspunsul, deci înaintea de noi, de ce nu se întreprind măsuri pentru a asigura eficiența acestui proiect și eficacitatea? Am avut răspuns gen că nu eu ca primar am inițiat acest proiect, sorry, dar eu nu am intenția să-l continu. Deci sunt niște lucruri absolut inadmisibile, pentru că atunci când vorbim de aceste proiecte în care se investesc milioane sau zeci de milioane de lei pe alocuri, până la urmă accent trebuie să punem pe cetățenii noștri și pe faptul că din aceste proiecte ar avea de câștigat tot cei care fac parte din statul Republica Moldova. Vreau să vă zic cu regret că am constatat proiecte care au fost inițiate prin 2014-15, termen de realizare de 12 luni, care nu sunt finalizate nici până acum. Deci toate acestea vorbesc despre o atitudine, despre o funcționalitate a celor sisteme de control intern în cadrul entităților. Iarăși straniu ceva, se execută proiecte finanțate nefiind coordonate proiectele de nivel local cu cele regional. Am constatat cu regret, avem cazuri când avem construite apeducte de prin 2016, care timp de 4 ani de zile nu s-au utilizat, ulterior necesitând resurse financiare suplimentare pentru a fi puse în circulație datorită faptului că nu erau conectate la acele resurse de apă. Și mă întreb eu, atunci când aceste proiecte se finanțează din fonduri, că nu contează, vorbim concret de fondul de dezvoltare regională, unde a fost atenția celor responsabili de aprobare, atât a primului cât și a celui de-al doilea proiect? Dacă să trec la careva statistici, vreau să vă zic că, de fapt, am făcut o analiză din punct de vedere a scopului de bază, vorbim de fondul de dezvoltare regională, care a fost area de cuprindere a acestor proiecte, privind-o prin aspect teritorial. Și aici vreau să vă spun că 57% din resursele financiare alocate proiectelor pe parcursul perioadei 2017-2019 au fost alocate doar pentru 7 raioane. Deci concluziile le face fiecare pentru sine. După mine, scopul de bază a acestor proiecte nu se atinge atâta timp cât nu punem accent pe regionalizare. Noi avem proiecte care nu au nicio tangență cu beneficiul mai multor localități. Avem proiecte care sunt finanțate și realizate și țin nemijlocit de o localitate. Sunt proiecte locale, nu au tangență cu scopul de bază a acestui fond, cu atingerea lui. De aici vă zic că problemele ar fi multe, dar concluzia pe care am făcut-o noi de bază se rezumă la ceea că totuși rezultatele scontate, privite prin prisma eficienței, eficacității, economicității, nu au fost atinse în majoritatea proiectelor aprobate spre finanțare. Deci, concluzie, pe lângă ineficiența utilizării banului public, toate aceste cauze duc până la urmă la necesitatea alocării suplimentare a mijloacelor financiare, pentru că atâta timp cât se trăgânează implementarea acestor proiecte din motivele invocate, noi ulterior avem nevoie de aprobare și identificare de resurse financiare suplimentare pentru finalizarea acestor proiecte și pentru asigurarea funcționalității lor și respectiv a beneficiilor care ar trebui să le resimtă cetățenii noștri. Deci asta ar fi în linii generale, dar să vă zic, asta a fost unul dintre ultimele rapoarte de audit care s-au axat pe eficiența utilizării banilor publice a Fondului Național de Dezvoltare Regională, dar noi mai avem, în perioada precedentă am avut audit a Fondului Ecologic Național, ne-am expus și asupra fondurilor alocate și distribuite prin intermediul Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură. Toate aceste rapoarte le găsiți pe pagina Curții de Conturi. Noi doar sperăm mult ca factorii responsabili în acest proces să țină mâna pe puls și să asigure implementarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi în vederea excluderii pe viitor a cauzelor care au dus la formarea anumitor probleme, deci cu impact inclusiv și financiar.
Vă mulțumesc. Domnul Munteanu, mulțumesc pentru intervenție. Eu am desprins din ceea ce a spus dumneavoastră că principalele cauze a eșecului sau a unor rezultate modeste pe anumite proiecte din Fondul de Dezvoltare Regională ar fi managementul prost, o răspundere joasă privind rezultatele și probabil descentralizarea insuficientă a acestui proces de formare a proiectelor și de implementare. Chiar dacă cunosc destul de bine structura, ea este una destul de, arată cum ar veni destul de descentralizată. Eu aș vrea să vă rog în continuare, după ce o să intervină și alți colegi, totuși, dacă puteți să veniți ca o viziune sau ca o opinie generală privind cauzele clientelismului, cum le vedeți dumneavoastră? Și unde ar trebui noi, în primul rând, să încercăm să modificăm ceva, să schimbăm, astfel încât să putem diminua acest fenomen. Acum, o să-l rog pe domnul Dandiș, dacă dumnealui este și în post de actor, care este beneficiarul clientelismului sau cel care suferă din cauza clientelismului. Asta o să vedem. Vă rog. Da, bună ziua, stimați colegi. În primul rând vreau să salut și să mulțumesc tuturor organizatorilor pentru astfel de evenimente. De fapt, temele pe care le abordează studiul este imposibil să le dezghiocăm aici într-o oră, dar cum a spus domnul Budeanschi, dacă o să-mi permiteți, o să încerc să fiu foarte concis, dar în același timp sunt foarte multe lucruri de spus. Din păcate, studiul n-am reușit să-l analizez foarte detaliat cu mult înainte de asta, m-am uitat acum la început de eveniment. Deci există, din punctul meu de vedere, trei direcții așa. Deci ca să nu intrăm în analiza eficienței unor instrumente de finanțare, mi se pare o leacă altă temă. Dacă vorbim despre clientelismul politic, păi atunci vă spun, arătați-mi unde este frontiera între legalitate, corupție și alți factori care constată sau explică într-un fel diagramele pe care le-ați prezentat. Sunt foarte multe aspecte subiective care, cum să spun, studiul este bun că aduce niște cifre, aduce niște contact, niște scanări a situației, dar este greu să tragi concluzii dacă prevalează un anumit număr de primari dintr-un partid, că acolo, zicem, 100% este vorba doar de clientelism politic. Este o formulă foarte complexă, vă spun eu. Asta îmi permit să spun lucrul ăsta neavând treabă cu vreun partid. Deci există, spuneam încă o dată, pe de o parte și competența și pregătirea primarilor, pe de altă parte vorbim despre circuitul informației sau zicem așa, transparența informațiilor despre anumite oportunități în cadrul unor instrumente, s-ar putea pe linii de partid de evidență circule mai ușor informația, inclusiv contactele personale. Un alt aspect este că acest turism politic despre care vorbiți dumneavoastră a unor primari dintr-un partid în altul, și aici trebuie un studiu aparte, unea care pleacă ca niște copii supărați că nu li s-au dat careva bani, alții pleacă pentru că există o altă oportunitate mai mare în altă parte. Există și alte lucruri care nu depind de culoarea politică sau modul în care au determinat un primar să plece într-un partid în altul. Dacă ați făcut analiza pe nivelul 2, ce am mers prin aceste instrumente către raioane, încrengătura ar fi fost un pic alta, pentru că, de fapt, la nivelul 1 este mai stufoasă relația. Și atunci vorbim și despre, v-aș da așa niște paranteze, în funcție de unde sunt structurile teritorial-politice mai puternice sau mai slabe, evoluția, cum a spus dumneavoastră, de la un ciclu electoral la altul și sistemul pe circunscripții la alegerile parlamentare din 2019 este cel mai elocvent argument că s-a lucrat foarte mult în teritorii și datorită, sau zicem așa, un avantaj acestui sistem a fost că mai mulți bani au mers în mai multe raioane pentru că practic partidele au avut candidați în toate circunscripții. Există, spuneam încă o dată, și aspectul individual sau personal, competențele și capacitatea primarilor, dacă vorbim despre instituția primarilor. Eu cunosc, de exemplu, anumite ministerii care sunt primarii care vezi mai des pe coridoarele unor instituții, chiar dacă nu au apartenență politică, mai insistenți,
sau au capacitatea să creeze niște echipe sau să scrie niște proiecte foarte bune. Acolo unde eu am, de exemplu, dubii că voi primi o finanțare sau durează de la momentul aplicării până la rezultat final, așa cum e fondul de eficiență energetică, de exemplu, 2 ani sau nu știu cât acolo, eu nu sunt încurajat să depun astfel de proiect. Ca exemplu, da? Deci, un alt aspect, spuneam, partea de achiziții. Deci, dacă e vorba despre un concurs în care pot participa toți primari, este una. Dacă este vorba despre contracte, licitații, care cumva întâmplător, zicem noi, în ghilimele sau nu, beneficiarii unor contracte sunt primari sau firme asociate de culori politice, atunci vreau să spun că dacă iei fiecare primărie în parte și să analizezi de la fiecare contract de mică valoare care stă în mâna primarului, da, până la licitații, păi o să vedeți și dacă încerci să faci o legătură între cumva tangența politică a primarului și acelea, încă o dată vă spun, aceste diagrame sunt mult mai vesele. Deci ce merge din bugetul de stat, încă o dată spun, sunt rare ori momente în care poți să le consideri cu adevărat, cum să spun, la limita legalității. În rest, poate să spună cineva, bun, a fost un concurs, au fost atâtea proiecte, sunt niște experți care au dat niște punctaje, nu aveți decât să verificați, nu aveți niciun drept să ne acuzați că noi am făcut partizanat politic. Deci, de aceea, întorcându-mă la partea cu instrumente, aici, acest studiu, propune, opinia mea personală, văzând acum fugă, uitându-mă rapid peste studiu, că la capitolul recomandării e foarte sărăcuț. Deci, sunt foarte multe lucruri care trebuie modificat cadrul legal, de desfințat sau de creat anumite instrumente. Ce spunea domnul Furdui despre descentralizare și dumneavoastră anterior, păi inclusiv pe linia acestor fonduri ar trebui să luăm în calcul această descentralizare. Numai că atenție, clientelismul politic sau suspiciunea de clientelism politic la descentralizare va crește substanțial sau aș spune eu proporțional. Pentru că dacă am avea în fiecare raion, ca exemplu, un fond ecologic, mult mai multe localități, primării ar beneficia direct de acești bani. Dar atunci iarăși vorbești că la nivel local va trebui un consiliu acestui fond și în acel consiliu, vrei, nu vrei, vor fi și oameni care au sau nu direct sau indirect simpatii politice. Și atunci vei avea nu un consiliu național politizat, dar vei avea 30 ceva de consilii politizate. Deci ce ar trebui de făcut? Eu am spus de mai multe ori și repet și pe această cale. Atunci când toată lumea vorbește despre corupție, pentru că, de fapt, de termenul ăsta trebuie să ne legăm. Spuneam încă o dată, trebuie să abordăm partea de legalitate. În rest, indiferent de reformă, partea politică va fi aproape imposibil de exclus. Poate fi diminuat parțial. Deci, vorbind despre legalitate, despre furt sau despre, ați menționat un punct, achiziții trucate sau ceva genul ăsta. Adică, noi trebuie să reglementăm într-adevăr statutul. Cineva a scris în comentarii că problema este că migrația dintr-un partid în altul și alte lucruri, inclusiv acum discuțiile cu parlamentare, într-adevăr ar trebui aici reglementat. Și sunt, spuneam încă o dată, sunt propuneri care poate în cadrul unei alte întâlniri vreau să vin cu propuneri la codul electoral. De mai multe ori vorbesc despre necesitatea de a reglementa lucrul ăsta. Despre finanțarea partidilor. Iată, aici îmi se pare mai grav decât ceea ce ați făcut dumneavoastră în acest studiu. Eu tot timpul am fost împotriva finanțării din bugetul stat a partidelor politice. Unii sunt 40 de milioane de lei care ar putea să meargă pe niște proiecte utile, real, decât să finanțeze niște instituții care își declară arendă de spațiu, dar de fapt lucrează cu cash pe la membrii de partid. Deci, aici, legat de legea pentru la partidele politice, nu prea văd discuții despre ceea ce a dat Curtea Constituțională pe 10 aprilie în monitor oficial, o hotărâre, despre neconstituționalitatea unor prevederi a legii la partidele politice. Și mă refer până la 31 iulie, Parlamentul de fapt are un termen prin care să modifice legea cu la partidele politice privind la articolul 8 privind la înregistrarea partidelor. Dar, spuneam, am mai multe propuneri la articolul 27 privind la finanțarea partidelor politice. Deci aici trebuie de schimbat anumite instrumente. Una, al doua, trebuie de stabilit foarte clar, ai ajuns primar, ai ajuns deputat, ai ajuns ministru. Deci este nevoie de niște responsabilități și o transparență privind motivele care te-au determinat să migrezi sau alta, deși, spuneam, este foarte sensibil subiectul. Legat despre faptul că din bugetul de stat, un lucru care vreau să-l subliniez și care sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră,
aprobarea în Parlament a legii bugetului și mai ales a amendamentelor. Nu toată lumea privește, dacă proiectul de buget începe anterior subiectele cu discuția acestui teme, deci și mai reușește să uite peste ele sau mai reușește mass media, păi iată în ultima lectură, acolo unde se fac amendamentele în ultima oră și deja pe urmă ce intră în vigoare, iată aici un moment care spunează de netransparența proiectelor investiționale. Și aici e evident că fracțiunea sau cei care până la urmă se înțeleg pentru a fi votul final pe o anumită lege a bugetului, reușesc să-și pună anumite teme, fie cât ține de localitatea de Baștină, fie cât ține de anumite proiecte care o să-i aducă punctaj în ultima, în următorul ciclu electoral. Și aici este exclusiv în mâna deputaților și deja care este mai mare lobby din partea, să zicem, a primarilor, dar poate fi din partea, nu știu, altor instituții, atunci acelea trec. Și aici trebuie să intervenim ca să poate să limităm ca amendamentele totuși care se fac să fie și ele aprobate sau să fie o limită de timp până la care pot fi înregistrate oricare amendament ca să poată comunitatea sau opinia publică să le examineze și eventual să facă o legătură în care este un conflict de interes între un deputat și o anumită inițiativă care o propune sau sunt alte subiecte. Pentru că finanțarea, încă o dată vă spun, a partidelor, părerea mea că asta este una din temii care trebuie discutate și nu știu dacă e greu să zic acum moralitatea sau integritatea aleșilor, indiferent că local sau național, dar și metodele așa, neconvenționale pentru a lupta cu corupție. Și aici cred că stă în mâna fiecărui primar sau autoritate centrală a unui ministru, ca să nu vină doar contribuție la anumite documente strategice, pentru că mâine iar trebuie să actualizăm strategia de combatere a corupției, cât de acum 2020-2036. Și o să vedeți că, de fapt, obiectivele de acolo, în care scrie descurajarea finanțării partidelor din alte surse și așa mai departe, nu mi-aduc aminte care obiectiv, o să vedeți că marea majoritate de acolo nu avem ce evalua. Și aici eu propun ca studiul respectiv, părerea mea, să fie continuat, asta ar fi, și așa, etapa 1 sau... și urmează încă alte componente care să le examinați, pentru că nu este, spuneam, neapărat rea voință atunci când un primar, spre exemplu, după o licitație, contractează o firmă care, întâmplător sau nu, este și membru cu dânsul de partid. Mai grav eu văd, avem în Cahul, de exemplu, și cred că sunt mai multe raioane, nu contează că primari sau caleși locali care au firme, au interes în firme directe, chiar dacă nu figurează ei acolo ca directori sau ca nu știu ce, și ei își aprobă într-un fel bani sau, și spuneam, e mai preponderent lucrul ăsta la nivelul 2. Deci aici trebuie de analizat mult mai complex unde ar trebui de intervenit și, spuneam, să nu fie doar niște recomandări, dar să fie niște elemente care trebuie să îmbunătățească cadrul legal și legea cu la Agenția Națională de Integritate, pentru că și aici este foarte mult controlul. Avem oameni care trăiesc în lux, n-au niciun serviciu. Deci toată lumea știe în localitate că trăiesc din ceva, din lucruri suspecte. Și toți constatăm doar că nu, deci noi vorbim despre furturi de miliarde lunar în toată țara. Deci tema corupției, părerea mea că este, spuneam, nu numai să vorbească că este o problemă a țării, o problemă, eu vreau să facem emisiuni, ședința aparte numai spre soluții și propuneri practice. Deci, de la modificarea unei litere în lege, de la verificarea chiar de serviciul de informație și securitate a unor persoane cu funcții publice sau demnitate publică, pentru că ele nu se regăsesc în declarațiile de avere. Și sunt cazuri concrete care pur și simplu trebuie să fie cineva care are mandat să strângă aceste informații, să le pună logic și respectiv să iasă cu niște concluzii înainte de a candida o persoană sau alta, și măcar să nu-i dea voie să obțină o funcție publică, nu vorbim despre să stea în pușcărie, că visăm cu toții la niște realități mai concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danteș! Eu mă bucur că ați ridicat un șir de subiecte, de fapt, care pot servi și pentru a fi cercetate în următorul studiu, însă și ca subiecte separate. De asemenea, aș vrea să atrag atenția că indicele acela care este calculat acolo, el este un indice specific care ia în calcul
ponderea primăriilor. Adică toate aceste chestiuni care țin cât primari sunt într-o parte sau în altă parte, sunt eliminate din joc. La urmă rămâne doar influența politică. Acest indicator care a fost menționat acolo, el exprimă anume avantajul care îl primește un cetățean care locuiește într-o localitate în care primarul este afiliat sau nu partidului de guvernare sau guvernării. Deci el nu este, indicatorul nu este calculat pur și simplu că dacă avem toate primăriile, să zicem, la un partid, înseamnă că avem clientelism politic. În cazul ăsta s-ar primi că probabil n-ar fi clientelism politic. Iată, aceasta chestiune metodologică care am vrut să o menționez. De asemenea, dumneavoastră s-a ridicat un subiect destul de interesant și dificil de prins în, cumva în studiu, legat de rolul politicianului, fiindcă dacă un politician a fost ales, el a fost ales pentru să facă ceva. Și atunci când el promovează ceea ce a promis, de fapt, programul său electoral, și reușește acest lucru, într-o oricare măsură se poate spus că, în comparație cu alții care reușesc mai puțin, aceasta este rezultatul unui clientelist politic. Adică ar fi o mimare, să spunem, sau o acoperire a unei activități bune a unui politician prin această chestiune de clientelism politic fals în cazul față. Ceea ce e perfect valabil. De asemenea, dumneavoastră s-a ridicat două întrebări importante care nu le putem prinde în acest studiu și în această discuție. Legătura clientelismului cu noțiunea de corupție și cu fenomenul de corupție, aceasta este un subiect. Și a doilea, care nu l-ați numit așa, însă cumva rezultat, este legătura între fenomenul de clientelism politic și fenomenul de populism. Aceste două legături noi le-am discutat atunci când a fost elaborat studiul, însă în primul rând noi ne-am concentrat pe faptul să testăm dacă clientelismul politic în Republica Moldova are loc și care este dimensiunea lui. Iată, aceasta am vrut să menționez. Eu aș ruga foarte mult pe doamna Cățean, dacă dorește să adauge ceva la ceea ce a spus domnul Dandiș, fiindcă dumneavoastră sunteți probabil cei mai în poziție cea mai avantajoasă să vorbiți la acest subiect, fiindcă cunoașteți lucrurile cum ar veni din toate punctele de vedere. Vă rog. Da, mulțumesc. Eu am scris și în comentarii că mesajul, de fapt, vroiam să discut la subiectul ăsta, dar el a fost atins de domnul Dandiș, nu s-a atins, a dezvoltat chiar acest subiect. Unul lucru la care eu am vrut să mă refer suplimentar este și implicarea instituțiilor de drept, faptul care ne aduce o ratare de venituri. Doamna Cățean, eu îmi cer scuze. Vorbiți puțin mai rar și mai departe de calculator, pentru că ceva este o problemă tehnică. Da, vă rog. Nu știu dacă mă auziți. Auzim perfect. Acum vă auzim perfect. Da. Eu vorbeam despre implicarea instituțiilor de drept în competențele autorităților locale, dar și ratarea de venituri în bugetele locale. Sunt niște cazuri care sunt nu numai în strășenie de carantină, atunci când sunt obligate autorități locale să sunt implicați în procese, în dosare penale și mai refer la tratare de venituri în bugetul de milioane de lei. Chiar în strășeni, mai avem situații, 10 ani de zile, nu se adoptă nicio hotărâre instanță de judecată, deci nu s-a la acest subiect și se implicați un corpus procuror acreditare la momentul. Nu vă mai auzim. Ceva, ați inclus microfonul. Deschideți încă o dată microfonul. Da. Încă o dată. Așa. Vorbim nu numai de afilierea politică, ei
fiind afiliați politic, sunt înscăunați, deci dețin funcții în aceste instituții de drept și în acest mod ei își creează veniturile despre care a menționat și domnul Dandiș, care nu sunt verificate la momentul actual. Aceasta este o problemă foarte mare care ne creează nouă mari dificultăți în procesul de gestionare a resurselor. Indiferent care este sursa, că sunt fonduri din bugetul național, din bugetul local sau surse externe. Aici trebuie să examinăm mai amănunțit acest subiect și să vedem implicarea respectivelor, care este prejudiciul cauzat autorităților locale și până la urmă cetățeanului. Ok. Mulțumesc. Eu o să rog pe domnul Frudui, că dumnealui a spus că vrea să completeze ceva. Da, mulțumesc. Dumitru a solicitat să ne referim la niște cauze, soluții, unele din dânsele, de fapt, au fost menționate, ceea ce, în mod special, așa ca idei, deja și din discuții, și din discuția inclusiv de astăzi, cred că este evident. Este evident, noi avem patru surse de finanțare, fonduri foarte problematice, din punct de vedere a clientelismului, sau mai mult supuse clientelismului politic, tot ce se referă la fondul ecologic, drumuri, dezvoltare regională inclusiv și tot ce vine din bugetul de stat. Noi vedem că în ultimii doi ani a renăscut această practică. Unii din deputați mai abili, mai ageri, cum spunem noi, încearcă să rupă niște bani pentru anumite localități, clar locul fără careva criterii și așa mai departe. Deci este evident modul cum funcționează aceste fonduri. În practică mă refer, poate că la nivel, de exemplu, dezvoltare regională, cineva poate spune că acolo e foarte obiectiv, tot e regulă, sunt niște reguli și așa mai departe. Totuși este evident că modul cum aceste fonduri funcționează nu este adecvat, nu corespunde cerințelor care noi cu toții le înaintăm și în permanent există suspiciunea aceasta că ele sunt folosite în anumite scopuri. De ce? Ca propunere, cu siguranță ea este nevoie de a revedea. Reprezentantul Curții de Conturi a menționat anumite aspecte referitor la area teritorială de acoperire a acestor fonduri, dar o perioadă foarte scurtă de timp în urmă a existat un raport pe modul de cum este folosit acest fond și acolo mai mult ca atât s-a demonstrat că aproape 50% din surse nici nu au, nici nu poate caracter regional, respectiv nu sunt destinate dezvoltării regionale, iarăși e o problemă fundamentală, mie mi se pare că și trebuie de văzut care sunt, asta demonstrează de fapt că ceva nu merge în acest fond și trebuie total revizuit modul cum el este organizat și cum funcționează. A doilea lucru, cred că e fundamental, care generează iarăși într-o anumită măsură politizare destul de mare, este problema cofinanțării. În Republica Moldova nu există absolut nicio viziune clară privind cofinanțarea și sprijinul pentru autoritățile locale, dar prin intermediul unor mecanisme foarte obiective, clare și așa mai departe, a cofinanțării. Noi vedem că în toate țările, practic în toate țările, partea asta e europeană, sigur, există anumite abordări, inclusiv în România, în alte părți. În Republica Moldova, autorități locale sunt lăsate la sine stătător în fața acestei probleme enorme, pentru că, repet, încă o dată, cum am mai spus la început, cofinanțarea este destul de mare. Mai ales în ultimul timp sunt niște situații când în afară 20% de cofinanțare, iarăși
eu nu știu cine elaborează astfel de reglementări, deci autorităților pe umerii autorităților locale să pun TVA-uri, costuri pentru lucrări care nu se iau în considerație sau nu sunt costuri eligibile. Eu acum vorbesc despre experiența mea de scurt timp în cadrul comitetului este din cadrul AIPA. Drept că sperăm foarte mult vor fi aceste schimbări, dar dumneavoastră doar imaginați-vă proiecte de infrastructură, cel puțin de 2-3 milioane până la 3 milioane și destinate mediului rural și trebuie să pui contribuții de vreo 50%, 60%, erau unele proiecte 70%, vă închipuiți, deci cu nivelul surselor locale. A treilea lucru, mi se pare că e important, care trebuie să-l rezolvăm noi, iarăși trebuie să conștientizăm faptul că procesul de descentralizare financiară este total blocat. Prin urmare, de eficiența acestui proces, de faptul că la nivelul autorităților locale să vină mai multe surse de venit, este legat inclusiv partea aceasta de venituri care poate fi folosite atât ca pentru infrastructură, dar și pentru contribuții, scrierea de proiecte, atragerea de fonduri și așa mai departe. Credem că aceasta este o problemă cheie. Și iarăși vine la problema cea fundamentală care noi iarăși nu odată o menționăm, că sistemul actual este excesiv decentralizat pe toate direcțiile. Și încă o idee este poate că ar trebui totuși să facem o deosebire între mediul rural și cel urban, în tot ce înseamnă finanțarea, tot ce înseamnă contribuție, și așa mai departe, pentru că este o diferență în necesități, este diferență în amploarea proiectelor implementate, iarăși contribuția, tot aici vine și așa mai departe. Cred că ceea ce se discută acum în societate și despre acea lege cu privire la fonduri, regiunile defavorizate și alte lucruri ar trebui să fie luate în considerație. Și nu în ultimul timp, cu siguranță toate aceste fonduri cred că trebuie să crească rolul autorităților publice locale ca reprezentanți și ONG-urilor. Evident, transparența rămâne o problemă destul de mare, inclusiv procedurile care trebuie să fie respectate atunci când se stabilesc prioritățile, când se stabilesc mecanisme și așa mai departe, noi cu toții trebuie să fim prezenți acolo, pentru că aceasta ar fi o anumită, eu știu, garanție și aceasta ar putea să diminueze acest clientelism politic. Eu m-am referit acum la niște probleme așa care cred că sunt mai practice, dar cu siguranță această problemă, în afară de toate, ține și de niște probleme mult mai profunde ce țin, au menționat și colegii din Cahul și din Strășeni, ceea ce privește ce ține de sfera deja politicului, guvernamental și în genere a culturii, eu știu, dialogului și politic, dar și diferiți actori. Asta am vrut să menționez. Dar am vrut să mai completez. Domnul Fordui a menționat acum, cred că încă un criteriu ar fi localitățile care au o dezvoltare economică avansată în ultima perioadă, ăsta tot ar fi un criteriu. Și iarăși încă o dată țin să pun accentul pe importanța să fie niște criterii foarte clare de repartizare resurselor financiare. De altfel, un primar care nu are o apartenență politică, până la urmă se trezește în situația că nu poate atrage nicio resursă financiară, până la urmă pierde cetățeanul. Se primește o discriminare față de cei care au primarii cu apartenență politică care sunt la guvernare. Deci să fie niște criterii foarte clare, asta suplimentar la cele menționate până acum. Este foarte important în condițiile noastre astăzi să fie acest subiect dezvoltat. Da, mulțumesc. Domnul Budeanschi, eu aș vrea să intervin puțin pe mai multe sugestii care... Doar o clipă.
Deci, domnul Furdui și doamna Casian, cumva ați menționat, de fapt, câteva direcții pe care trebuie să mergem atunci când discutăm despre diminuarea fenomenului clientelism politic. Printre ele, așa dacă să luăm de sus în jos, cel mai important ar fi descentralizarea, ce a fost desprins din ceea ce a spus domnul Furdui. A doilea este o mai bună responsabilitate, inclusiv și cele care rezultă din intervenția organelor de drept. O altă dimensiune este legată de îmbunătățirea administrării în general în a sistemului public și pe fiecare subiect în parte. Și câteva chestiuni care dumneavoastră ați venit cumva înainte ca idei, atunci când e vorba de alocarea proiectelor, de luat în calcul mai multe criterii. Și au fost denumite câteva aici, criteriul de cofinanțare, criteriul de exemplu, dacă localitatea are un potențial mai mare economic, deci trebuie de ținut cont de aceste chestiuni. Deci aceasta cumva trebuie să ținem cont în criteriile de alocare a resurselor. Am vrut doar să fiu sigur că am acoperit cele mai importante ce dumneavoastră ați menționat. Eu să o rog pe doamna Ivanișchina să intervine după ce Iulian o să vină cu o precizare și o să vin și cu ce subiect aș dori să intervină doamna Ivanișchina. Da, Iulian, rog. Mulțumesc, domnul Budeanschi. În contextul celor prezentate, că au fost mai multe idei vehiculate, într-adevăr, clientelismul politic este strâns legat de diverse surse financiare și acolo trebuie să perseverăm în contextul instrumentelor de transparență și de control a averii funcționarilor publici. Trebuie totuși să accentuez că scopurile acestui studiu pe care l-am prezentat astăzi s-au axat pe legătura dintre politic și modalitatea în care se iau deciziile cu privire la alocarea fondurilor. Cu siguranță, celelalte domenii pe care le-am menționat de la bun început, care fac parte din noțiunea de clientele politic din perspectiva noastră, cum ar fi, spre exemplu, achizițiile publice trucate, sau modalitatea în care sunt atribuite diferite contracte de prestări de livrare de bunuri sau prestări servicii, executare lucrări, sunt implementate la nivel local. Ce vreau totuși să menționez este că aspectul legat de clientelismul politic analizat din perspectiva studiului pe care l-am prezentat, mai mult se concentrează pe datele disponibile publicului. O serie de criterii individuale la care s-a referit domnul Bandiș, ce țin de activismul unui anumit primar sau disponibilitatea resurselor umane din cadrul administrației publice locale, ele într-adevăr pot să facă o diferențiere într-un caz sau altul. Trebuie totuși să accentuez că, spre exemplu, finanțările care sunt oferite autorităților publice locale prin modificări la legea bugetului de stat, este un mecanism destul de netransparent, care este cu foarte multe dublări. Și, de fapt, printre recomandările noastre, se numără și sugestia de a renunța în genere la acest mecanism de finanțare și a redirecționa aceste resurse financiare către fonduri care au reglementări și proceduri clare de gestionare a unor investiții capitale pentru autoritățile publice beneficiare. Aspectele care au fost menționate ulterior, ce ținem de aspectul de cofinanțare, într-adevăr, o diferențiere trebuie făcută, de exemplu, după criteriul de venituri și pe cap de locuitor în localitatea respectivă. Vorbesc despre venituri proprii. Și cu cât mai mici sunt aceste venituri, cu atât mai mică ar trebui să fie și cerința de cofinanțare. Un astfel de mecanism poate fi dezvoltat dacă noi discutăm despre instituții implicate în procesul de gestionare a unor astfel de fonduri, cum ar fi, spre exemplu, fondul de investiții sociale din Moldova,
sau Agenție pentru Eficiență Energetică. Cu toate acestea, trebuie să accentuăm și faptul că, după cum a menționat domnul Munteanu, în situația în care noi nu avem cofinanțare, există multiple riscuri ca proiectele care sunt finanțate în totalitate de către bugetul de stat, ulterior să nu fie valorificate. Și exemple practice în acest sens există. Ori cofinanțarea de chiar și 5% din întregul buget, dacă autoritatea publică locală este într-adevăr capabilă să acopere aceste fonduri, responsabilizează administrația publică locală pentru că există un interes ca acest obiectiv să funcționeze. Este și o responsabilitate a administrației locale față de cetățenii care au oferit votul de încredere. Iar gestionarea eficientă a întregului obiectiv, evident că o să asigură și gestionarea eficientă a celor 5% de cofinanțare. Deci trebuie să fim atenți la capitolul cerințelor care le stabilim în baza apelurilor de propuneri de proiecte, în baza domeniului de intervenție. Este clar că fondurile pe care le-am analizat noi au suprapuneri între ele și trebuie foarte clar definite. Unele aspecte funcționale, cum ar fi, spre exemplu, gestionarea Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, de asemenea au fost... Eu îmi cer scuze, dar hai să nu intrăm în discuție privind fondurile, fiindcă e un subiect, puțin alt subiect, de gestionare a fondurilor. Aici o să avem diferite opinii care o să ne îndepărteze de la obiectivul nostru de astăzi. Eu aș dori acum să vedem că timpul deja ne presează, aș dori foarte mult câteva opinii de la doamna Ioanișchina. Uitați-vă, noi, colegii mei călătorind prin țară, în ultimul timp fac așa colecții de obiective în care au fost finanțați școli, de exemplu, după aia părăsite sau alte obiective investiționale care acum sunt în paragină sau chiar devastate. Iar un an înainte de ele, înainte de a se închide, în ele taman s-au produs anumite îmbunătățire sau alocat careva resurse. Unele din ele, cu mare probabilitate, sunt rezultatul anume acestei dorințe a unor deputați de a ajuta sau localitatea de unde sunt sau partidul din care fac parte. De aici, prima mea întrebare ar fi, dacă considerați că ar fi judicios să mai menținem această oportunitate a deputaților, a Parlamentului, de a veni cu această anexă de investiții generale, mă refer, fiindcă ea a fost scoasă după anul 2014, imediat un an de zile, dacă eu țin minte, și după aia încetșor, ea a revenit înapoi, fiindcă, din punctul meu de vedere, cam crea dificultăți deputaților, că nu puteți să-și arăte unde sunt utili în teritoriu. Deci asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, dacă considerați că veți putea să veniți pe lângă acele anexe la bugetul de stat, care ați menționat, unde proiectele au fost utilizate, starea lor, dacă ați putea să veniți și cu informația care de fapt lipsește la momentul dat, acele proiecte care au fost dezvoltate de către autoritățile centrale, au fost implementate de către autoritățile centrale, după aia trebuia să fie transferate la autoritățile locale. Iată, această zonă la noi este total, să spunem, netransparentă. Noi nu cunoaștem care sunt aceste proiecte și nu cunoaștem care este finalitatea lor, cu o singură excepție la drumuri bune, unde acolo a fost cumva o legătură, cel puțin la planificare. Iar după aia, cum s-au finalizat, noi chiar nu știm. Și eu vreau să vă spun că în discuția cu primarii, ei tot deseori nu știu unde sunt cu acest proces de transmitere a bunurilor construite de autoritățile centrale sau implementate de... Vă rog, doamna Ivanici. Da, vă mulțumesc, domnule Dumitru, și aș vrea să complimentez foarte bune intervențiile din partea domnilor și doamnei primari. La fel susțin și ce a menționat domnul Furdui, că subiectul cofinanțării este unul foarte actual, într-adevăr, noi deja ne gândim la acest subiect pentru că avem foarte multe solicitări de la autoritățile locale
care ne roagă să-i ajutăm cu această cofinanțare, dar asta e subiect pentru discuții mai vastă. Referitor la prima întrebare, domnul Dumitru, dacă este oportun să păstrăm acest mecanism de prezentare a amendamentelor din partea deputaților, la momentul dat este un drept pe care îl au deputații. Dacă să-i privăm de acest drept, ar trebui să facem modificări legislative, lucru la care putem să îl analizăm, dar considerăm că dacă prin fondurile de la bugetul de stat vor fi alocate într-adevăr bani pentru proiecte în bază competitivă, astfel pentru cele mai bune proiecte și pentru proiectele care vor fi pregătite, probabil nu ar fi nevoie pentru deputați să aloce ceva suplimentar. Dar este un subiect controversat la această etapă, n-aș putea să vă zic o părere consolidată a guvernului. Și la a doua întrebare, nu sunt sigură dacă am înțeles referitor la transmiterea bunurilor care sunt finanțate de la bugetul de stat și apoi transmise către bugetele locale. Pe lângă drumuri bune, mai avem și unele programe, de exemplu, de reparație a școlilor din creditul Băncii Mondiale și atunci nomenclatorul școlilor și localităților este aprobat prin hotărâri de guvern. Deci eu cel puțin nu cunosc de cazuri ca să fie investiții în careva obiecte la nivel local, dar care să nu fie reflectate, să fie aprobată lista în hotărârii de guvern sau inclusă în anexă la legea bugetului. Nu știu dacă există. Iată, eu pot să vă dau exemplu, să exemplific. Deci atât cu drumuri bune. Drumul este implementat de către guvern. El în buget, suma aceasta la autoritatea locală nicăieri n-apare, nici la autoritatea locală, nici la bugetul central. Adică este o investiție care merge în contul investițional, adică contul bugetar de investiții a bugetului central și el nu apare ca o investiție în autoritățile locale. El apare la bugetul central ca proiect de investiționare. După ce investiția este finalizată, proiectul este transmis autorității locale și el iarăși nu apare nicăieri deja în buget decât în bilanțul contabil a autorităților locale care au preluat acest bun. Deci, iată, această parte de cât guvernul nostru investește și implementează ca guvern central în autorități locale, noi această cifră nu o cunoaștem. Fiindcă ea nu este cumva deschisă, anume prin faptul că se întâmplă o chestiune care, din punctul meu de vedere, e total nefirească, că nu ar avea de ce guvernul central să implementeze ceva în autoritățile locale. Ar putea să transfere banii autorităților locale și autoritățile locale să implementeze acele proiecte care de fapt, pentru ele se construiesc. Da, aici vă dau parțial dreptate, domnule Dumitru. Eu, părerea mea personală este că ar fi mai bine să fie transferați banii prin transferurile autorităților locale, dar asta nu neapărat reprezintă și opinia guvernului. Referitor la transparență, aceste obiecte le putem vedea în hotărârea de guvern. După cum am menționat, se aprobă lista obiectelor spre a fi finanțate în hotărârea de guvern, dar pe lângă această hotărâre de guvern, în altă parte, probabil nu sunt reflectate decât, după cum ați zis, când ajung în bilanțul autorităților locale. Ok, mulțumesc. Eu aș dori ca încheiere, dacă cineva mai dorește să vină cu o chestiune de precizare sau de concluzie, Completez câte ceva. Da, vă rog. Vreau zic că prin acest drept despre care a vorbit doamna Tatiana, care l-au deputații, noi dăm undă verde de fapt ca ei să utilizeze resursele administrative ca să-și creeze acest capital politic în ajunul alegerilor. Și drept exemplu este iarăși ceea ce s-a întâmplat și în ajunul alegerilor din 2019, și altele. Aici am vrut să mă refer încă la resursele care sunt gestionate de autoritățile de nivelul 2, pentru că autoritățile centrale mai simplu lucrează cu președinții de raioane, că sunt mai puțini la număr decât cu primarii, că sunt mai mulți și apartenența politică este diferită.
Și în acest caz, chiar Strășeni, dacă cineva are interesul să verifice raportul Curții de Conturi, este autoritatea cu 10 milioane în aer, unde aceste lucrări de reparație a instituțiilor publice, licee, gimnazii, nici până în ziua de astăzi nu sunt transmise, luate la evidență. Noi refuzăm să le luăm la evidență pentru că nu poate nivelul 2 să ne prezinte niște acte justificative privind volumul lucrărilor executate. Deci este vorba de 10 de milioane de lei și sute de milioane, dacă vreți, în afară de drumuri bune. Drumuri bune, la fel, a fost o lipsă totală de consultare, un proiect implementat în multe localități, fără ca să fie o decizie a Consiliului Local și a autorității executive. Deci avem această situație și cu siguranță trebuie să dezvoltăm acest subiect, să vedem că sunt bani publici care atârnă în aer și se folosesc autoritățile pentru a-și, sau politicienii pentru a-și crea acest capital politic în ajunul alegerilor locale, dar de fapt acești bani atârnă în aer și nu sunt transmise și luate la evidență contabilă aceste lucrări de sute de milioane de lei în țara noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Casian. Dacă încă cineva mai dorește să aibă o remarcă de final? Dumitru, numai o scurtă, dacă îmi permiteți. Da. Deci, la ce s-a vorbit, aș vrea să adaug doar în toată discuția aceasta noastră și toate propunerile care au venit aici, există și un element foarte practic, care, sincer, de mai mult timp eu personal îmi pun întrebarea. Că această este vorba despre eficiență. Noi întotdeauna, știți că când vorbim despre clientelismul acesta politic, noi vorbim și în legătură și inclusiv cu cât de eficient sunt utilizați banii, cât de obicei spunem că este influențată eficiența utilizării acestor bani. Păi, iată, ca să înțelegem noi cum, cât de... că sunt mari întrebări privind utilizarea eficientă a drumurilor, a banilor pentru drumuri, noi știm foarte bine în ce situație. Aici s-a menționat, ca să vă închipuiți, deci finanțarea vine la bugetul de stat, mai ales în perioada care a caracterizat-o în anii 2018-2019, în multe cazuri primăriile nici nu erau întrebate ce fel de drumuri decidea absolut altcineva, cine și ce fel de drumuri se repară, iar la urma urmei niciun bănuț nu trecea prin administrația publică locală, licitații nu participa administrația locală, la controlul calității lucrărilor de regulă nu participa, numai dacă erau mai insistenți. Deci. Și la urma urmei, noi ne-am ciudit cu situații că au rămas foarte multe lucrări de acest gen, care nici nu au fost luate la evidență de către autoritățile locale, pentru că prestatorul serviciilor venea la primărie și zicea poftim semnați o lucrare de câteva milioane. Da? Și normal că un primar care gândește și rațional zicea că, păi de ce se primește dacă nici nu știm ce ați făcut, cum ați făcut. Eu mă să vin organele de control și să se expună aici. Deci asta să înțelegem că iarăși este o problemă care duce la toate influențează foarte mult și negativ acest aspect. Și mai era un lucru, mi se pare că important, mi-a sărit acum, dar el este legat de faptul că cu drumul, dar bine, eu mă opresc aici. Deci, încă o dată, noi am venit cu o propunere cu rece. Respectiv, noi credem că acest studiu, în mod special, dar în general de acest gen, el trebuie să aibă o continuitate. Respectiv, posibil și în genere problema aceasta a clientelismului politic, mai ales în administrarea fondurilor, trebuie să aibă o continuitate și să se vină cu niște finalități, cu niște recomandări, niște propuneri. În acest sens, cred că deja a venit timpul să vedem, poate cum creăm un format
în care să rezultatul acestui format de discuții, unei platformă care să vină cu aceste propuneri concrete și recomandări față de organele decizionare și ca situația într-adevăr să se miște spre schimbare. Succes la toată lumea! Da, mulțumesc, Dan Furdui. Deci, nu văd alți doritori deocamdată, aș vrea doar să rog consultanții, dacă au ceva de spus în apărarea lor, care marcă finală? Iulian, în mare măsură, de fapt, a făcut acest lucru, dacă ceva a fost scăpat. Și înțeleg că nu. Atunci, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Noi să încercăm să contabilizăm tot ceea ce s-a discutat și să poate careva lucruri să le punem în acest raport, iar probabil cele mai multe vom încerca să le ținem cont de raportul nostru viitor. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună. La revedere!